Astăzi, pe scena virtuală a emisiunii Forbes Forward, a urcat Ruben Marian, CEO și fondator al UtilBen, companie ce se ocupă cu servisarea și comercializarea de accesorii și utilaje destinate domeniului agricol, construcțiilor și forestier. Ruben este un tânăr și vizionar antreprenor din Cluj, care, alături de soția sa, Oana, a creat și dezvoltat mai multe afaceri recunoscute pe piață. Amintim aici UtilBen, Regivero, AgriBen și Colossus. El se caracterizează ca fiind un militant activ al eticii în business și consideră că antreprenorii autohtoni pot avea succes și în România prin afaceri făcute cu integritate și caracter. Bună dimineața, Ruben, și bine ai venit în emisiunea Forbes Forward. Spuneam în descrierea ta de mai devreme că ești un militant activ al eticii în business. Ce mai înseamnă exact în ziua de azi a fi etic în mediul de afaceri? Bună dimineața, Laura, bună dimineața, Andreea, bună dimineața colegilor de la Forbes. Mă bucur așa de mult să fiu cu voi în dimineața asta și să începem săptămâna împreună povestind despre business. Legat de etică în afaceri, pentru mine, integritatea înseamnă să am un set de principii și de valori pe care să le respect indiferent de context. Practic, să spun întotdeauna adevărul, să-mi respect cuvântul dat și să, chiar dacă asta probabil uneori înseamnă să am ceva de pierdut sau înseamnă să mă țin de ceea ce am zis. Și pentru asta este important pentru mine să am un punct de referință extern, un etalon. Integritatea pentru mine se testează atunci când sunt dispus să pierd bani pentru a-mi păstra principiile și valorile și a rămâne integru. În cazul meu, conceptul de integritate și onestitate provine din familie, pentru că fac parte dintr-o familie de oameni muncitori, onești, cinstiți. Bunicii mei au fost fermieri, părinții mei de asemenea au fost fermieri și am învățat de la tatăl meu că pentru a recolta, mai întâi nevoie să plantezi, să uzi, să îngrijești, să tratezi cu răbdare și apoi să culegi roadele pentru ca să te poți bucura în final de rezultatele muncii tale. De asemenea, sunt un om credincios, iar pentru mine integritatea înseamnă în primul rând respectarea principiilor și valorilor creștine. Mi-aduc aminte de... Da, Andreea. Te rog, continuă. Mi-aduc aminte de motto-ul cumva care mă... motivează, îi cumva să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și de asemenea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cred că dacă respectăm asta, pentru mine cel puțin, asta e ceea ce mă ghidează, cred că putem face afaceri etice și corecte și chiar de succes aici în România. Și asta e una din motivațiile din spatele scopului nostru de la UtilBen. Practic vrem să contribuim la o schimbare pozitivă în România prin afaceri făcute cu integritate și caracter. Cum caracterizezi tu piața locală a utilajelor din domeniul agricol, cât și din cel al construcțiilor? Piața utilajelor de construcții și agricole din România este o piață destul de mare. Aproximativ vorbim de 2,5, probabil 3 miliarde de euro doar în România și în ultimii 5 ani aproape s-a dublat. 60% dintre aceste achiziții reprezintă utilaje second hand și 40% reprezintă utilaje noi. Practic, piața românească a utilajelor, atât în domeniul agricol cât și la construcțiilor, este deja o piață care merge spre maturitate, pentru că există suficientă cerere și există și foarte mulți furnizori. Totuși, piața românească e o piață care în continuare este mică, raportat la potențialul pe care îl are. Probabil mai avem nevoie de aproximativ 20 de ani de retehnologizare pentru ca să ajungem nivelul actual, să zicem, al firmelor din vestul Europei. Însă, vestea bună e că piața construcțiilor și agriculturii din România sunt sectoare cu prioritate ridicată de importanță națională pentru economia românească pentru următorii 10 ani. Și o mare parte din fondurile europene vor merge către dezvoltarea acestor sectoare prioritare. În 2020, piața a fost mai precaută decât în mod normal și clienții au simțit cumva nevoia să fie mai siguri, să, probabil datorită contextului imprevizibil creat de pandemie. Totuși, putem observa deja în 2021 o tendință de creștere
și ne bazăm pe tendința asta de creștere, în primul rând datorită investițiilor necesare în infrastructura națională. Pentru noi, de exemplu, la Util Bank, deja în primul trimestru din 2021 am înregistrat o creștere în cifra de afaceri cu peste 10% față de anul trecut și în primul trimestru nu aveam încă pandemia. De asemenea, observăm că valoarea per tranzacție a crescut cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și asta ne încurajează pentru că înțelegem că e nevoie în continuare de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de drumuri, rețele de utilități și din aceste motive cred că în continuare piața utilajelor va crește cu un ritm mult mai bun decât creșterea economiei. Vorbim despre probabil 80% pe an în următorii 5 ani, pentru că totul se îndreaptă spre tehnologizare, mecanizare, digitalizare. Din păcate, o frustrare pentru mine este că în industria românească nu prea avem producție. Producția aproape inexistentă și asta înseamnă că avem nevoie de import din alte țări. Și ceea ce îmi doresc cumva și mi-ar place foarte mult ar fi ca în perioada care urmează țara noastră să se concentreze mai mult pe producție autohtonă. Pentru că nu e așa, în lockdown am observat ce mult contează pentru fiecare țară să aibă producție proprie în sectoarele critice și să nu depindă așa de mult de partea de importuri. De ce crezi tu că nu avem producție în România și dacă tot nu avem, cum am putea impulsiona producția? Problema este că ne lipsește curajul de a face produse cu valoare adăugată. Pentru ca să fii de succes în producție, ai nevoie să fii bun în zona de branding, să înțelegi nevoia clientului, să poți să adresezi nevoia, să câștigi încredere și nouă ne lipsește foarte mult încrederea, în primul rând, în brandul de țară. Nu suntem considerați în afaceri ca și oameni de încredere. Ne lipsește caracterul, nu ne ținem de cuvânt și asta avem probleme la nivel național. Și cred că dacă am avea un brand de țară mult mai serios, adică partenerii de afaceri să ne considere că suntem cei mai de cuvânt oameni din Europa, am putea crește producția infinit. Pentru că o mare nevoie acum este ca parte din producție în sectoarele critice să se întâmple aici în Europa. Noi am depins foarte mult de Asia și de alte continente și ne-am dat seama în pandemie ce mult ar fi contat ca o bună parte din produsele europene care se importă să fi fost produse aici în Uniunea Europeană. Iar ca și potențial de producție, cred că România și Estul Europei au cel mai mare potențial în partea asta. Într-adevăr, mai trebuie să construim niște drumuri și infrastructură ca să putem să ducem producția și la client, însă avem cel mai mare potențial. Dar trebuie să dovedim că suntem de încredere, faptul că putem produce produse și servicii de calitate, ceea ce promitem să se întâmple și aici avem de lucrat la nivel național, în primul rând ca și brand de țară. Ruben, am vorbit cu foarte mulți fermieri și știu că mulți aleg utilajele SH încă. Adică le e cumva destul de dificil să se gândească la un utilaj nou pentru că nu au finanțe. Cum mai este piața aceasta, segmentul acesta de utilaje SH la noi? A crescut, știu că cel puțin în ultimii 4-5 ani el este în creștere. Dar se vede cumva un trend către și utilajele noi, să zicem? Ce este foarte interesant este că ritmul de creștere la vânzări, la utilaje noi, a fost dublu față de utilaje second hand în ultimii 3 ani. Practic, vedem piața merge spre maturitate. Atunci când o piață crește, clienții vor să își cumpere soluții complete. Nu mai vor să-și asume riscuri, pentru că nu e vorba despre achiziționarea unui utilaj, ci ai nevoie de o soluție completă ca să-ți ajute business-ul tău. De aceea clienții merg spre soluții complete, care înseamnă vin cu service inclus, garanție inclusă. Ei nu mai au nicio problemă, își externalizează complet riscurile și se concentrează pe afacerea lor, pe dezvoltarea afacerii lor. Și asta este direcția care se întâmplă foarte tare în România în această perioadă. Practic, noi în 2019, 60% din vânzări au fost de utilaje noi și 40% de utilaje second hand. Ținând cont că noi venim din industria de utilaje second hand, când am început în 2006, importam doar utilaje second hand. Și în 2019 am întors balanța respectivă și au fost majoritatea utilaje noi.
În 2020, în schimb, foarte interesant, imediat ce a apărut incertitudine în piață și nesiguranță, clienții din nou au preferat mai mult utilajele second-hand decât utilajele noi, pentru că riscul este mai mic. Probabil plătești 30% din investiția în utilaj nou, te descurci cumva și după aceea, după pandemie, mai vezi ce faci în continuare. În România, din păcate, gândim foarte mult pe termen scurt și avem multe strategii care se bazează pe termen scurt, un an, doi. Iar aici utilajele second-hand sunt foarte potrivite. În schimb, pe măsură în care dezvoltăm business-ul, știm viziunea pe care o avem, știm ce vrem să facem, avem un plan pe 10 ani, pe 5 ani, atunci soluția este de utilaje noi, soluția este de soluții, de închiriere, de exemplu, mult mai mult decât achiziționarea de utilaje second-hand. Un utilaj second-hand vine la pachet cu risc. Trebuie să-mi asum că trebuie să repar, să-l întrețin și noi încurajăm achiziția de utilaje noi și serviciile de închiriere. Ruben, episodul pandemic a modificat în vreun fel profilul clientului? Dacă da, în ce mod? Cum l-a schimbat? Ce ai simțit tu că s-a schimbat la profilul consumatorului, la nevoile lui? La... Cred că pandemia a transformat comportamentul clienților, profilul clientului din întreaga lume, nu doar din România, și companiile au fost nevoite să se adapteze foarte rapid. Putem vedea consumatorii lucrează mai mult de acasă, iar majoritatea preferă telemunca și cred că asta, acest trend va continua și în viitor. Ne-am dat seama că nu e așa de multă plus valoare ca să fiu la birou, să mă observe cineva, adică până la urmă e treaba managementului ca să crească și să știe să-și urmărească oamenii, nu să mă țin într-un birou 8 ore pe zi doar ca să bifez un timp. Până la urmă trebuie să învățăm să lucrăm pe rezultate. Și asta se va reflecta în comportamentul clienților. De asemenea, principalele achiziții acum se fac online, iar consumatorii preferă comunicarea prin canalele digitale pentru că acolo ei simt că sunt în control. Nu sunt deranjați, ei inițiază procesul când își doresc, citesc răspunsul la întrebări, nu-s vizitați, nu-s presați, nu-s apăsați de un vânzător să ia o decizie pe care nu și-o doresc. Și consumatorii preferă asta. De asemenea, observăm o orientare către economii. Datorită nesiguranței, incertitudinii, consumatorii își prioritizează mai mult economiile și au tendința să își reducă cheltuielile. De aceea, de exemplu, ca și factor în decizii, observăm tot mai mult valoarea percepută pentru banii cheltuiți sunt mult mai importante în procesul de decizie decât era înainte. Probabil că clienții se vor orienta poate și către branduri mai puțin cunoscute, doar pentru că valoarea percepută de ei va fi mai mare. De asemenea, observăm oamenii devin tot mai comozi, preferă serviciile care să le facă viața mult mai ușoară. De aceea, furnizorii care au învățat lucrul ăsta și vin aproape de client, întâmpină nevoia clientului, au de câștigat în perioada asta. A crescut și dorința de a sprijini brandurile locale, care este un lucru foarte bun. Ne-am dat seama ce mult contează să sprijinim afacerile autohtone românești, faptul că și noi avem aici producții, avem produse și contează asta foarte mult. Și am văzut diferite campanii care cred că ajută foarte mult la dezvoltarea economiei autohtone. De asemenea, transparența are o importanță foarte mare. Consumatorii se așteaptă să aibă tot mai multe informații despre produs, despre serviciu, vor să vadă ce e în spatele reclamei frumoase și ce cumpără de fapt. De asemenea, concurența cred că a devenit mult mai puternică, de aceea e foarte important să urmărim tot timpul să depășim așteptările clienților, să livrăm peste așteptări. Astfel, probabil și personalizarea produselor și serviciilor va deveni esențială pentru perioada următoare, pentru că consumatorii cumva simt nevoia să înțeleagă că acel produs li se potrivește lor, în special. A crescut, bineînțeles, și grija față de mediu. Mi-am dat seama totuși ce fragili suntem ca și oameni și cât de ușor ne poate îngenunchea o simplă pandemie. Așa că vom avea mai mare grijă de planeta asta în care trăim și companiile vor trebui să-și ajusteze cumva scopurile și planurile de business ca să includă politicile de mediu, pentru că deocamdată avem o singură planetă. Normal, muncim să mergem pe Marte, dar mai avem mult până atunci, așa că până atunci trebuie să avem grijă de mediu. Cumva am observat și o atenție mai mare către integritate și etică, care au devenit un punct cheie în afaceri și consumatorii vor să susțină branduri care cumva sunt integre și care respectă etica în afaceri. Și
Cred că în această nouă realitate, afacerile chiar trebuie să-și analizeze modul în care pot câștiga încrederea clienților și să le depășească constant așteptările. Cred că asta e punctul cheie în tot contextul ăsta pandemic. Ai menționat, Ruben, de politici de mediu și că trebuie să ne aliniem la noua agendă legată de schimbările climatice a Uniunii Europene. Cum poate sectorul agricol să adopte aceste politici? Adică ce înseamnă pentru sectorul agricol schimbările climatice? Cum pot să prevină acest fenomen? Ce măsuri ar trebui să ia? Păi, cred că atât în agricultură cât și în celelalte industrii, până la urmă, majoritatea afacerilor urmăresc în primul rând profitul. Și când problema cu mediul este lăcomia pe care noi o avem ca și oameni, adică nu este suficient. Dacă acum 20-30 de ani, să zicem, era suficient să fac 5.000 de kilograme de producție de grâu la hectar, în zilele noastre îmi doresc să am 10. Dacă înainte era suficient să fac 7.000 de kilograme de porumb la hectar, acum ne dorim să avem 15. Și pentru că asta să fie posibil, băgăm îngrășăminte, chimicale, o grămadă de chestiuni în sol și asta ne aduce producție. Bineînțeles că asta vine cu un cost, adică vedem o grămadă de boli autoimune, vedem cancerul care se dezvoltă, dar pentru business în sine înseamnă randament și înseamnă producție. Și atâta timp cât fac business doar pentru bani, va fi destul de greu ca să reducem partea asta de impact asupra mediului. E nevoie de un nivel de conștientizare foarte ridicat. Și de obicei asta nu vine din propria inițiativă, adică suntem într-o piață foarte concurențială. Dacă eu nu fac producție, o să facă vecinul meu care va înainta cu business-ul și eu voi da faliment. E o piață extrem de concurențială și e nevoie de foarte mult curaj ca din propria inițiativă tu să ieși din cursa asta a productivității, să zicem, și să zici, ok, cum avem grijă de mediu, cum avem grijă de oameni, cum avem grijă de oamenii cu care lucrăm, cum ne gândim la continuitatea planetei după ce noi nu vom mai fi aici. În general avem nevoie de restricții, adică dacă ne impune guvernul, ne interzice să lucrăm cu anumite substanțe, o să încercăm să ne supunem. Dacă ne obligă să lăsăm niște spații verzi, să nu exploatăm așa de tare terenul agricol ca să mai trăiască și păsările sau alte animale, o să încercăm să facem. Dar de obicei vine prin motivații de genul primesc un bonus de la APIA, primesc o subvenție și așa cumva se poate educa, să zicem, partea asta de antreprenori. Însă e foarte mult de lucru aici și cred că totul începe de la problema esențială pe care noi avem. Suntem lacomi, nu ne este suficient, vrem tot timpul mai mult. Și tot timpul mai mult trebuie să înțeleg că are un cost. Poate aparent pe termen scurt am de câștigat ca și business, dar per total există un impact. Fiecare decizie are consecință și acum cred că în pandemie am observat mai mult ce mult contează consecințele și asupra mediului. Și având în vedere experiența ta de antreprenor pe piața românească, ce elemente ai remarcat tu, atât benefice cât și diferențiatoare, pe care le oferă piața de business din România în comparație cu cea europeană? Da, adevărul e că mi este foarte greu să îmi dau seama acum în altă parte, pentru că am făcut afaceri doar în România până în prezent. Însă, cred că mediul antreprenorial din România este încă tânăr, este la început de drum și văd o componentă importantă de inovație aici. Suntem o țară în dezvoltare și de aceea avem foarte multe oportunități pentru afaceri. Pentru că România este în procesul de dezvoltare, sunt multe investiții necesare în țara noastră, ceea ce înseamnă de fapt adevărate oportunități. Există foarte multe domenii neexploatate care nu sunt dezvoltate la capacitatea maximă și asta pentru un antreprenor înseamnă oportunitate pentru a inova, pentru a veni cu soluții eficiente la problemele reale ale clienților care nu sunt acoperite în România. Sunt mai multe avantaje și o parte dintre ele, de exemplu, sunt taxele mici. În România avem o taxă pe profit de doar 16%, pe când în alte țări europene ajungem chiar la 32%. Deci aici, legat de taxe, într-adevăr avem dezavantajul cu taxele salariale care sunt mai mari decât în alte țări, dar taxa pe profit, ceea ce îl interesează pe un antreprenor, e printre cele mai mici din Uniunea Europeană. De asemenea, în România există o facilitate extraordinar de bună pentru startup-uri, pentru cei care vor să testeze ideile, să înceapă în afaceri și avem opțiunea de impozit pe venit, care este cuprins între 1 și 3% pentru micro-întreprinderi.
Bine, asta e ceva extraordinar în Uniunea Europeană, să poți beneficia de așa ceva ca să îți dezvolți propria afacere. De asemenea, pe partea de resurse umane, cred că avem un avantaj. Bineînțeles că avem foarte mulți tineri care sunt plecați în afara țării și aici suferim. Probabil unul din cinci români sunt plecați în afară și muncesc în afară doar pentru un venit mai mare, ceea ce are consecințe semnificative asupra economiei, asupra familiilor, asupra societății. Însă, cu toate astea, mai avem în România încă oameni buni, care sunt inteligenți, ambițioși, care cunosc limbi străine și marele avantaj că suntem familiari cu tehnologia, în special generațiile mai tinere. Adevărul e că noi știm să ne descurcăm, știm să învățăm lucruri noi, am trecut prin multe provocări ca și țară, așa că oamenii de aici sunt foarte adaptabili, ceea ce e un lucru extraordinar. Un alt avantaj semnificativ sunt fondurile europene. Față de alte țări, România chiar va beneficia de o finanțare substanțială din Fondul de Reziliență al Uniunii Europene. În următorii 10 ani vom avea probabil undeva la 80 de miliarde de euro și acești bani vor fi folosiți în proiecte de infrastructură, dar și în digitalizare, inovare, creșterea productivității și economia verde. De aceea, dacă aș fi să aleg să investesc într-o țară în care nu primesc nicio subvenție sau 10% e subvenționat, sau în România, unde sunt unele business-uri care pot să primească subvenții de 50, 70, 90%, e bine, banii pe care îi primesc înapoi pentru investiția făcută e mult mai rentabil într-o țară în care avem astfel de fonduri europene precum România. Un alt avantaj care îmi dau seama de el doar atunci când călătoresc în afară este că avem o viteză foarte bună la internet. Probabil că stăm printre cele mai bine la viteza de internet din lume și, de asemenea, internetul pe mobil este extrem de bine răspândit și deja în România vedem că mari furnizori oferă 5G, spre deosebire de alte țări occidentale în care nu există asta încă. Iar partea asta de comunicare și conectivitate a devenit crucială în contextul epidemiei care necesită muncă la distanță. Un alt avantaj semnificativ, fiind parte din Uniunea Europeană, dacă mă gândesc, să zicem, la partea de producție, este că dacă dezvolt un business în România, deja pot să beneficiez de avantajele made in EU, făcut în Uniunea Europeană, și pentru un investitor, în special din afara Uniunii Europene, o companie care e înregistrată în UE, deja poate să aducă nenumărate avantaje fiscale, zona intracomunitară, taxele vamale și alte diferite tipuri de beneficii, dar în special faptul că este produs în Uniunea Europeană. Și am putea să beneficiem de asta. Noi cumva o considerăm că e ceva normal, dar e un avantaj. Și cred că un alt punct foarte important e competiția care e scăzută în România. Practic, în România poți să-ți testezi ideile și chiar poți să improvizezi, să faci greșeli care să nu te ducă direct în faliment, pentru că, sincer, competiția nu e atât de mare precum în alte țări. Și majoritatea afacerilor de la noi sunt încă mici și nu sunt dezvoltate la capacitatea maximă. De aceea, în România, cred că poți deveni lider de piață mult mai rapid decât în alte țări, dacă ai o soluție bună, ai produse inovatoare, ești corect, ești pasionat de ceea ce faci, șansa de reușită e mult mai mare în România decât într-o piață concurențială din vestul Europei. Exact cum ai spus și tu, Ruben, legat de fondurile europene, l-am avut anterior pe purtătorul de cuvânt al BNR la noi în emisiune și spunea și el că aceste fonduri europene ar putea reprezenta marea oportunitate, practic, pentru România. Dar acum aș vrea să-mi răspund la aceeași întrebare din punct de vedere al sectorului agricol. Cum este sectorul agricol în România față de restul țărilor din Uniunea Europeană? Dacă ne poți spune anumite elemente diferențiatoare sau ce avem noi extra față de restul țărilor europene sau ce nu avem? Ce avem cel mai important e potențialul. Deci aici, la nivel de potențial, suntem probabil cel mai grozav din Uniunea Europeană. Adevărul e că am fost binecuvântați cu o țară foarte bună, avem un avantaj climatic extraordinar, avem resurse precum apa, care e extraordinară. Abia în ultimii ani am văzut, când a fost secetă, ce mult contează partea asta de apă în partea de agricultură. Potențialul este extraordinar, avem exploatații mari față de alte țări și aici în România putem face producții, solul e mult mai productiv, e mult mai bun decât în alte țări. Deci potențialul natural e mult mai mare decât în alte țări.
Problema noastră este cu cei care administrează exploatațiile. Problema noastră este cu viziunea și cu curajul de a crea produse cu valoare adăugată. Noi ne mândrim că suntem primii la export de cereale din Uniunea Europeană, dar asta este o rușine pentru noi, pentru că asta înseamnă că nu avem suficient curaj și nu avem suficientă creativitate ca să luăm grâu și să facem din el niște paste de calitate, îl exportăm în alte țări și ei ni-l fac în paste și ni-l ambalează într-o cutie frumoasă și ni-l vând la suprapreț. Și noi suntem bucuroși că cumpărăm un produs de calitate. Asta ne lipsește. Curajul de a merge la următorul nivel, să nu mai exportăm materie primă. Când exportăm materie primă, cum sunt cerealele, de fapt, ceea ce noi spunem e că noi nu știm cum să facem mai mulți bani din acele materii prime. Și următorul pas pentru sectorul agricol este să integrăm soluțiile, să luăm produsele, materia asta primă și să ne gândim cum putem adăuga mai multă valoare. De ce ar avea nevoie consumatorii la nivel global, nu doar în România, noi gândim foarte local, noi facem făină și facem pâine și e ok, e nevoie și de asta, dar putea să ne gândim de ce au nevoie consumatorii la nivel global și care ar fi acele produse pe care noi am putea să le producem în România și să fim recunoscuți ca și super buni în producția de anumite produse alimentare. Cred că ne lipsește asta. Ne lipsește în primul rând curajul. Pentru asta ne trebuie și viziune pe termen mai lung, pentru că nu va fi o investiție în care să-mi recuperez bani în primul an. Nu pot să dau un tun aici. Va trebui să gândesc afaceri care să fie sustenabile și durabile pe termen lung. Și aici e nevoie foarte mult să ne întrebăm și ca și stat și guvernanță, încotro vrem, care e viziunea pentru țara asta, la ce vrem să fim buni? Nu o să putem să fim buni la toate, dar spre ce vrem să mergem? Care vor fi prioritățile pentru noi ca și țară? Însă cred că trebuie să ieșim din zona asta de ultimii, la marginea Europei. Până la urmă, cele mai mari inovații se fac la marginea imperiilor, așa cred că România e poziționată într-o zonă bună, în care acum avem acces la aceleași informații pe care le au și cei din vestul Europei. Avem doar nevoie de mai mult curaj, să venim cu inovații, să venim cu produse, servicii cu valoare adăugată, pentru că acolo se fac banii, nu din exportul de cereale. Noi ne lăudăm în continuare, suntem buni la export de cereale, dar e trist, eu n-aș mai spune la nimeni asta, zice, uite, din păcate, o trebuie din nou să exportăm atâtea mii de tone, că n-am știut ce să facem cu ele. Dacă ar fi să conturăm un scenariu pozitiv și să se întâmple lucrurile pe care tocmai cele menționați, să putem să producem anumite produse în loc să exportăm materie primă, cam care preconizezi tu că ar fi impactul economic? Cu cât ar crește economia? Cum ar spori economia țării? În punctul în care suntem acum și să zicem creștem cu 5% pe an, cred că am putea să triplăm, cred că am putea să creștem cu 15% și dacă am menține asta constant în următorii 20-30 de ani, am putea să fim în topul țărilor din Uniunea Europeană și nu la margine. Și cred că avem nevoie de mai mult curaj ca să facem asta, dar cred că e posibil. Normal, avem nevoie foarte, în primul rând trebuie să investim în educație. Noi suferim foarte mult la partea asta de educație, tot începe de acolo. Ar trebui să gândim cum facem ca colegii noștri și frații noștri să nu mai meargă să muncească în afară. Avem nevoie de toate resursele. Cum facem ca România să devină o țară în care un italian, un neamț, un spaniol s-ar bucura să vină să locuiască, să lucreze aici, pentru că nivelul de viață e mult mai ridicat decât la ei. Nu doar banii sunt importanți. De exemplu, contează foarte mult și ceea ce primesc în schimbul banilor. Care e nivelul de viață? În România avem foarte multe beneficii, dar nouă ni se pare că e ceva normal. Dar până și faptul că ne putem plimba pe stradă în siguranță. Acum nu mai putem merge noaptea oricum, dar înainte de pandemie puteam merge în siguranță, puteam să ne lăsăm copiii la școală fără frica că vor fi împușcați sau răpiți sau așa mai departe. E extrem de valoros. Și pe baza asta am putea să ne gândim cum creăm un loc atât de valoros pe partea asta de business, încât oricine din Europeană să se bucure, să poată să vină să se mute, să lucreze în România. Să inversăm un pic migrarea din afara României și să ne gândim, ok, cum facem să avem mai mulți oameni care să vină aici și să lucreze. Dar am o curiozitate, Ruben. România duce lipsă de fermieri, adică e un deficit în țară de specialiști, să spunem, de muncitori în domeniul agricol? Te referi la oameni care să lucreze în agricultură sau la antreprenori în agricultură? La oameni care să lucreze în agricultură. Da, cred că e o problemă legată de oameni în toate sectoarele, pentru că un mecanic, de exemplu, de utilaje, care, să zicem, știe să lucreze pe un tractor, e același tractor și în România și în Germania.
Diferența este că în Germania primește poate de 4 ori salariul și atunci noi concurăm deja la nivel european cu specialiștii în agricultură. Vorbesc de oamenii buni, vorbesc de oamenii care chiar știu ceea ce fac, au experiență în zona asta de mecanizare și în agricultură. Concurăm la nivel european, e foarte ușor pentru ei să meargă și să-și găsească de lucru în Anglia, în Germania, oriunde. Și atunci ce avem noi de făcut este ce povesteam înainte, să facem business-uri cu valoare adăugată, ca să avem suficiente resurse, să putem plăti oamenii bine, ca să poată rămâne aici în România. Dar dacă noi nu avem valoare ridicată pentru produse și pentru serviciile noastre, atunci nu vom putea plăti nici oamenii suficient de bine și cred că ar fi nevoie de mai mulți oameni buni. De ce? Pentru că s-a schimbat foarte mult sectorul agricol. Dacă înainte lucram cu tractoare vechi sau așa mai departe, acum lucrez cu tractoare la care, dacă nu cunosc cum să lucrez cu un display, nu cunosc un pic ce înseamnă programele respective, nu am nicio șansă. Practic, foarte multe părți din IT și inovațiile tehnologice se aplică probabil mai întâi în medicină și după care vine în sectorul economic și agricultură. Deci în agricultură sunt foarte multe lucruri extrem de inovatoare care pot să ne ajute să ne eficientizeze lucrul, să ne eficientizeze urmărirea culturilor, să putem lucra eficient și productiv. Dar pentru asta avem nevoie de oameni cumva care să știe să lucreze cu tehnologia, pentru că putem avea cea mai grozavă tehnologie din lume dacă nu putem folosi. Și aici văd eu provocarea. Sunt sectoare, de exemplu, cum e agricultura sau cum sunt mecanicii, de exemplu, de utilaje, care toată lumea a fugit de acest sector. Și acum e mai greu să găsești un mecanic decât un foarte bun contabil, de exemplu, sau jurist. Și e trist asta. Pur și simplu nu sunt suficienți oameni, pentru că toată lumea a crezut, da, e un sector în care ești murdar pe mâini, dar acum, cu ajutorul tehnologiei, nu e mai vorba de așa ceva și salariile sunt mult mai mari decât în alte sectoare. Și e extrem de greu ca să găsim oameni buni, de exemplu, în zona asta de mecanizare, de service. Și e o provocare. Și dacă oamenii ar ști cumva care sunt beneficiile, sunt convins că s-ar gândi de mai multe ori ce carieră ar vrea să aleagă în viitor. Ruben, aș vrea să luăm o întrebare de la unul dintre prietenii noștri de pe pagina de Facebook, mai exact de la Georgian Creangă, care ne spune așa: anul acesta cred că expiră prevederea legislativă privind înstrăinarea terenurilor către cetățenii din afara României. Care poate fi impactul în acest caz? Da, cred că e foarte bine ca și stat dacă putem să susținem fermierii și investitorii români să fie ei proprietari pentru terenuri. Încă terenurile din România sunt la un preț mult mai mic decât în Uniunea Europeană și foarte multe terenuri s-au înstrăinat către diferiți investitori din afara țării. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, însă dacă am avea o strategie națională și am putea să cumva să ajutăm investitorii locali, fermierii locali să achiziționeze terenuri, ar fi mult, mult mai bine. Momentan, chiar acum, în perioada asta de schimbare și de transformare, e destul de complicat și durează mult să poți să faci o achiziție de teren și trebuie să treci prin foarte multă birocrație, ceea ce cred că trebuie să se simplifice pentru că avem foarte mult de pierdut. Eu sunt pentru să susținem, să dăm un avantaj, să zicem, celor din România să achiziționeze teren, dar în final noi suntem parte din Uniunea Europeană și până la urmă interesul nostru este să gândim business competitiv la nivel european. Și din punctul ăsta de vedere, sunt de acord ca să dăm stimulente, dar să nu blocăm lucrurile. Momentan lucrurile sunt blocate la achizițiile de teren și foarte trist, durează foarte mult, pierzi foarte mult timp și în detrimentul atât al celor care vor să investească, cât și a celor care au teren și ar vrea să și-l valorifice. Trebuie să schimbăm procesul acesta și să fie mult mai fluid, mult mai eficient, mult mai rapid. Adică dacă cineva e interesat, să poată să se întâmple, da, de acord, ok, trebuie să fie licitație publică, trebuie să știe toată comuna când vând terenul, de acord, dar s-ar putea face digital mult mai ușor, să nu așteptăm un an de zile să tranzacționăm un teren. E foarte trist ce se întâmplă acum la tranzacționarea de terenuri. Ruben, vreau să rămânem tot la capitolul bifăm lucruri pozitive și te voi întreba care au fost avantajele pe care le-a adus această criză sanitară în businessul tău. Da, cumva cred că fiecare provocare are și avantaje și beneficii dacă poți să ții lecțiile de acolo. Și pentru noi, cumva, pandemia a fost cumva contextul ideal ca să repoziționăm businessul nostru și să regândim cumva produsele și serviciile pe care le oferim.
Suntem o companie agilă, flexibilă, așa că ne-am adunat rapid și ne-am concentrat pe oportunitățile noi apărute în piață. Pentru că ne-am dat seama că realitatea nu va reveni la ceea ce a fost în 2019, nu ne vom mai întoarce la acea realitate, avem o nouă realitate, așa că ne-am gândit, ok, care sunt oportunitățile de creștere și dezvoltare în noul context în care trăim. Așa că ne-am gândit, de exemplu, cum putem face să ne creștem veniturile și ne-am concentrat pe niște business unit-uri noi. De exemplu, am investit în zona de vânzări, piese și atașamente, am investit în zona de service pentru utilaje, am dezvoltat un business unit nou pentru închirieri și o divizie nouă de agribusiness, fie specializată în partea de agribusiness. De asemenea, ne-am orientat să vedem ce alte oportunități pentru produse mai putem să avem. Așa că în 2020 am devenit importatori în România pentru brandul Kioti. Este un brand renumit de tractoare din Coreea. De exemplu, pe partea de business unit-ul de atașamente, noi îl numim așa Utilmax, acolo, pentru, deși era doar în primul an complet, poate l-am început cu un an înainte, dar a fost primul an în care ne-am concentrat pe el, am depășit cifra de afaceri de 1.100.000 de euro. Și cu acest business unit ajutăm companiile să-și maximizeze performanța și gradul de ocupare al utilajelor prin atașamentele potrivite care cresc productivitatea. De asemenea, am investit și într-o platformă nouă de vânzare piese pentru utilaje multibrand, care să acopere top branduri de utilaje din piață. Am investit de asemenea în partea de service. Ne-am propus ca în următorii 3 ani să devenim cel mai bun furnizor de service de utilaje cu cel mai înalt grad de satisfacție cumva al clienților. În primul rând să începem din Transilvania, iar apoi în următorii ani în România și în cele din urmă, cine știe de ce nu, chiar din Europa. Cea mai bună investiție pentru noi a fost în digitalizarea și automatizarea proceselor de business. Ne putem cumva considera norocoși pentru că ne-am investit chiar începând de anii trecuți în digitalizare și criza cumva nu ne-a prins nepregătiți. Am investit în tool-uri de ofertare, de vânzări, în partea de relații cu clienții, în zona de management și automatizarea proceselor de business. Și astfel am dezvoltat cumva o platformă completă de soluții, servicii pentru utilaje, atașamente, piese și tehnologie în industria agricolă și de construcții. În momentul acesta avem peste 30.000 de soluții de utilaje și atașamente disponibile la vânzare în timp real pe site-ul Utilben. Și oferim soluții complet digitalizate în procesul de achiziție și pentru tot ce ține utilaje, atașamente, piese, servicii și vrem ca totul să poată să fie foarte aproape de consumator și printr-un singur click distanță să-și poată rezolva problema pe care o are. Ruben, dar dacă poți să ne oferi o cifră cât ai investit în 2020 în dezvoltarea business-ului? Nu am o cifră foarte clară, dar aproximativ doar în zona de digitalizare și deschiderea acestor noi business unit-uri vorbim despre o investiție de peste 500.000 de euro. Și la polul opus, dacă colega mea Laura te-a întrebat despre lucruri pozitive, eu te-aș întreba ceea ce privește provocările, dacă ar fi să ne faci un top 3 al celor mai notabile provocări pe care le-ai întâmpinat anul trecut, cum ar arăta acest top? Provocări, da. Cred că anul 2020 pentru noi a fost cel mai provocator de până acum din business și top 3, să zicem, de provocări pe care le-am întâmpinat au fost, în primul rând, scăderea cifrei de afaceri, care a avut ca și impact scăderea profitabilității. Am avut nevoie de o restructurare a modelului de business pentru scăderea cheltuielilor și, al treilea, cred că despărțirea de unii colegi, care a fost dureroasă pentru noi. Practic ne-am confruntat pentru prima oară în istoria noastră cu o scădere în cifra de afaceri. Am avut o scădere aproximativ de 15% în 2020 față de 2019. E adevărat că în 2019 am avut un an foarte bun, am crescut cu peste 70% față de 2018 și normal că asta a avut ca și consecință creșterea cheltuielilor și creșterea echipei.
Și atunci am fost în 2020, pentru că a scăzut cumva cererea, am fost nevoit să ne evaluăm modelul de business, să ne evaluăm colegii, angajații și am avut parte de o restructurare. A trebuit să analizăm fiecare activitate, să vedem care e plus valoarea adăugată, ce funcționează și ce nu funcționează în noul context de business. Și asta a mers până la nivel de fiecare echipă, fiecare coleg, fiecare angajat din companie. Am făcut o reevaluare, ceea ce a fost foarte sănătos pentru noi. Am organizat compania pe mai multe verticale. Înainte eram toți ca și cum ar fi așa împreună în același business unit și acum avem mai multe business unituri. Fiecare are propriul buget, propria echipă, propriile obiective. Însă, în ciuda tuturor dificultăților și provocărilor, cumva ne-am păstrat scopul, viziunea, misiunea, valorile și consider că tocmai aceste provocări ne-au ajutat să devenim mai buni în ceea ce facem, să inovăm, să deschidem noi linii de business. Și pot să spun că deja putem să vedem rezultatele. În primul trimestru al acestui an am avut deja o creștere a vânzărilor cu 10% față de anul trecut, iar valoarea mea de per tranzacție a crescut cu peste 30%, ceea ce e încurajator, ceea ce ne arată că am luat deciziile potrivite anul trecut, deși a fost greu pentru noi. Ruben, accelerarea procesului de digitalizare a fost cumva privit din două perspective, cel puțin de anul trecut încoace. Cea salvatoare pentru cei care au reușit să-și continue activitatea prin această zonă și aceea de a înfrâna multe business-uri, pentru că nu aveau pus la punct această platformă, până la urmă acest canal. Întrebarea care se impune este cum ar trebui să jucăm această carte, această piesă importantă, digitalizarea, pentru ca business-ul nostru să devină eficient și profitabil practic pe ambele fronturi. Să îmbinăm practic offline-ul cu online-ul. Foarte, foarte bună întrebare, Laura. Aici cred că e important să avem o strategie bună legată de digitalizare. Practic, contextul pandemic a accelerat oportunitatea de digitalizare a companiei și este nevoie mai mult decât oricând de performanță, de productivitate. Ca și business, trebuie să ne concentrăm în primul rând pe oferirea de produse și servicii cu valoare adăugată mai mare și aici ne poate ajuta digitalizarea. Și cumva consider că această pandemie a fost contextul bun pentru investiția în digitalizare, pentru că ne-a forțat să fim mai flexibili într-un timp mult mai scurt. Am avut un context inevitabil, n-am avut ce să facem, am fost cumva împinși. Însă consumatorii preferă tot mai mult comunicarea prin canalele digitale și vor să facă achizițiile online. De aceea avem nevoie să ne folosim de tehnologie pentru interacțiuni inteligente cu clienții. E nevoie să simplificăm procesul de vânzare și aici ne poate ajuta foarte mult digitalizarea. La majoritatea afacerilor, cred că modelul de business va fi în continuare unul hibrid, adică să îmbinăm partea de online cu offline. E foarte important să luăm decizii, să zicem dintr-o dată, ok, nu mai facem nimic offline, mergem tot online. Trebuie să facem lucrurile treptat, pentru că durează timp. Iar transformarea digitală va aduce multe beneficii pentru business. Vom avea procese mai rapide, vom avea performanță crescută, productivitate mai mare, însă toate astea se fac treptat, nu se pot face peste noapte. E nevoie de răbdare, disponibilitate la schimbare. E foarte greu partea asta de implementare cu oamenii. În cazul nostru, cel puțin, a fost destul de provocator ca să facem lucrurile într-un ritm în care și oamenii să accepte schimbarea. Mă refer la oamenii din interior, din organizație. Însă nu e suficient ca doar mediul de afaceri să se digitalizeze. Avem foarte mare nevoie ca și statul să se digitalizeze și să nu mai existe așa multă birocrație și hârtii care să le purtăm de la o instituție la alta. Și cumva consider că acum e un moment bun în care am putea să trecem la următorul nivel de performanță, atât în business cât și ca și stat. Iar acest lucru înseamnă că avem nevoie să luăm decizii bazate pe date, să fim informați când luăm o decizie, nu pe sentimente sau intuiție sau așa credem. Și mai mult decât oricând, cred că avem nevoie de o strategie bună și de o direcție clară pentru digitalizarea afacerilor. Ruben, cum vezi tu un business al viitorului, având în vedere că industria 4.0, cea în care suntem în momentul de față, a devenit un must-have pentru afacerile care vor să rămână competitive pe piață?
Andreea tot timpul a fost pasionat de business-urile viitorului și pentru un antreprenor asta e partea care îi place cel mai mult. Îi place să viseze, să se uite în viitor, după aia mai vedem ce putem duce și în realitate și care vor fi pașii de implementare. Dar cred că un business al viitorului va trebui să ofere soluții inovatoare în continuare la nevoile și problemele consumatorilor. Trebuie să ne concentrăm pe consumator și un business al viitorului va fi flexibil, adaptabil. Cred că personalizarea va fi o tendință principală și produsele și serviciile vor deveni tot mai customizate în funcție de nevoile și cerințele fiecărui client. Consumatorii vor căuta tot mai mult confort, vor căuta o viață mai ușoară. Concurența va fi tot mai mare, va crește mult numărul de branduri și de companii, iar consumatorii vor avea multe opțiuni de alegere și cred că vor fi deschiși ca să testeze mai multe opțiuni. O să avem parte de automatizare și de roboți, care clar că vor înlocui o bună parte din forța de muncă umană, în special în zona de procese elementare de business, iar anumite joburi vor dispărea. Însă, totuși, nu trebuie să ne îngrijoreze asta, pentru că oamenii vor rămâne resursa cea mai valoroasă a unei companii în continuare, deoarece, până la urmă, nu poți să faci un business de unul singur sau fără oameni. Și doar că ne vom repoziționa, vom găsi alte lucruri în care oamenii, pe care oamenii să le facă cu valoare adăugată mai ridicată, poate în zona de creativitate, strategie și așa mai departe. Cred că va fi nevoie de mai multă empatie în business. Consumatorii au nevoie să se simtă ascultați, înțeleși. Și vom vedea cumva inteligența artificială care va fi integrată în majoritatea proceselor de business și tot mai multe companii vor implementa soluții care să ofere analize profunde ale datelor într-un timp foarte scurt pentru ca să putem să luăm decizii și ca să putem să automatizăm procesele de business. Cred că business-urile viitorului se vor concentra mult pe sustenabilitate, pe grijă față de societate, grijă față de angajați, sănătate, siguranță la locul de muncă, grijă față de mediu și cumva combaterea corupției. Ruben, dar cam cât de mult ți-ai schimbat mindset-ul în ultimul an și dacă ne poți spune către ce direcții? Da, mindset. Am fost destul de provocat, inclusiv la nivel personal, în ultimul an, așa că am avut o schimbare destul de importantă în mindset. Mult timp, personal, mi-am definit valoarea în funcție de performanță obținută în afaceri. Credeam că valoarea mea vine din performanță și din rezultate. De aceea am început să mă compar cu cei din jur. Credeam că sunt valoros dacă am o cifră de afaceri mare, dacă am mulți angajați, dacă conduc o mașină mai scumpă, dacă mă duc într-un concediu interesant. Munceam mult de dimineața până seara, pentru că asta mă făcea să mă simt important ca și antreprenor, dar de fapt nu eram fericit. Nu aveam parte de liniște sau de pace. Îmi plăcea să fiu ocupat și îmi plăcea ca oamenii să stea la mine la ușă și să aștepte, pentru că asta, de fapt, mă făcea să mă simt cumva valoros, iubit, apreciat. Însă, credința în Dumnezeu mi-a schimbat cumva perspectiva despre lume și viață și felul în care îmi înțeleg rolul, felul în care văd business-ul. Mi-am schimbat cumva valorile, principiile, prioritățile. Și mi-a luat timp ca să înțeleg că nu trebuie să mă compar cu nimeni, de fapt, pentru că eu sunt unic. Am o misiune specială, am daruri, abilități care sunt unice și valoarea mea nu vine din performanță, ci vine din identitatea mea. Am înțeles că sunt mai mult un administrator și nu un proprietar al afacerilor pe care le dezvolt și am conștientizat că tot ce am nu mi-aparține, ci mi-a fost încredințat cumva spre administrare pentru o perioadă limitată de timp. Că nu am adus nimic cu mine în lumea asta și că nu voi lua nimic cu mine după ce plec. Și toate astea m-au ajutat să mă întreb de ce fac ceea ce fac, de unde vin, încotro merg, ce vreau să las în urma mea. Și de aceea mi-am propus să contribui la o schimbare pozitivă în mediul de afaceri din România prin afaceri făcute cu integritate și caracter. Am hotărât să devin un militant al eticii în business și chiar cred că în România se pot face afaceri de succes atunci când ești corect și integru.
Visul meu e ca într-o zi tinerii să nu mai fie nevoiți să plece într-o altă țară pentru ca să muncească pentru un venit mai mare, pentru că vor putea să aibă o viață bună și plină de semnificație aici, în România. Ruben, care sunt direcțiile de investiții către care vă îndreptați în acest an? Prioritatea pentru noi este dezvoltarea produselor și serviciilor utile la nivel național în acest an. Practic, investiția în modul de piese și de atașamente pe care o facem, piese.utilben.ro, dezvoltarea serviciilor de service, întreținerea utilajelor multibrand la nivel național, investiția în rețeaua națională de service și echipe de service mobil care să poată să intervină prompt pentru ca să susținem nevoile clienților. Dezvoltarea serviciilor de închirieri, utilaje, investiția în flota de închirieri, pentru că am văzut clienții preferă tot mai mult serviciile de închiriere decât achiziția de utilaje. Vrem să dezvoltăm divizia de agribusiness și promovarea brandului Chioti în piața din România și considerăm că vom crește echipa cu aproximativ 30%, deci vom avea nevoie de o investiție importantă și în oameni. Căutăm oameni buni, în special în zona de comercial, vânzări, service, în toată țara și asta e o căutare constantă după oameni buni. Considerăm că oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei organizații și avem o cultură organizațională foarte faină, punem preț pe oameni, investim în ei. Am creat un context ideal de creștere și sprijin a oamenilor care să îi ajutăm să își dezvolte potențialul maxim. Așadar, pentru cei interesați, avem o secțiune în cadrul site-ului Utilben de cariere și acolo se pot vedea toate oportunitățile de carieră. O altă prioritate pentru noi este digitalizarea. Avem nevoie de simplificarea procesului de vânzare prin digitalizare. Avem nevoie de un business care să fie sustenabil și digitalizarea e parte foarte importantă din ceea ce facem noi. Practic, suntem un business digital, lucrăm cu date, cu cereri și cu soluții pentru clienți pe care le punem împreună. Ne concentrăm în continuare eforturile pe extinderea portofoliului de produse. Vrem să dezvoltăm portofoliul de produse cu utilaje, terasiere mari pentru investițiile care vor avea loc în infrastructură, cum sunt încărcătoare, frontale mari, gredere pentru construcție drumuri, buldozere și alte utilaje. Și marele obiectiv al acestui an este deschiderea unei sucursale Utilben la București. Scopul este să susținem mai bine clienții noștri pe partea de sud a țării, să fim mai aproape de ei cu utilaje, atașamente, închirieri, service, piese de schimb. În următorii ani vrem să deschidem mai multe astfel de sucursale în țară, în zona de vest, Timișoara, Iași. Și important pentru noi să avem o acoperire cât mai bună a țării pentru a putea susține dezvoltarea clienților noștri cu servicii premium, produse premium în domeniul utilajelor și tehnologiei. Și ne dorim să depășim constant așteptările clienților noștri prin promptitudine, profesionalism și produse de calitate pe care să le oferim, cu ajutorul cărora ei să poată să crească și să se dezvolte. Ruben, dar dacă ar fi să estimezi pentru 2021, cam cât preconizezi că vei investi în total, dacă ne poți spune, și cât vei investi doar în sucursala de la București? Da, în 2021 estimăm investiții de peste 2 milioane de euro, pentru că vom deschide sucursala de la București, vom investi și în flota de închirieri, vom investi în dezvoltarea echipelor de vânzări la nivel național, stocuri de piese și așa mai departe. Practic, prioritatea pentru noi este să întărim foarte tare zona de after sale, după vânzare. Noi eram buni și suntem foarte buni în zona de marketing și vânzări, dar mi-am dat seama că cel mai important pentru clienții noștri în perioada care urmează este să îi putem susține pe partea de suport. Și atunci în asta vom investi, în zona de suport al vânzării, și obiectivul nostru este să devenim cel mai bun furnizor de service de utilaje din Transilvania, mai întâi în următorii 3 ani și apoi la nivel național. Deci în direcția asta vor merge majoritatea. În zona de sucursală de București, acolo căutăm un loc de închiriat care să fie cu curte, care să putem să avem un showroom de utilaje, să putem avea o hală de service și să putem duce utilaje acolo pe care clienții să poată să vină să le testeze, să facă test drive-uri cu ele. Deci nu va fi o investiție foarte mare în clădiri. Vrem să închiriem, nu vrem să achiziționăm. Noi preferăm să investim în business, să investim în oameni, să investim în utilaje, nu neapărat în clădiri. Mai am o întrebare, Ruben, iată că ne apropiem de finalul emisiunii.
Ai menționat că vreți să vă extindeți și în restul țării, dar în ceea ce privește extinderea la nivel internațional, ce planuri aveți? Estimați că vă veți extinde și în afara granițelor țării și dacă da, în cam în cât timp? Sigur că da. Acum, Andreea, pentru început, noi vrem să dezvoltăm sistemul complet de business. Obiectivul nostru este să ieșim internațional în următorii 3 ani. Însă, pentru perioada următoare, vrem să dezvoltăm partea de sistem de business complet, care să avem bine pus la punct tot ce înseamnă procedurile, sistemul, procesele. Noi nu am făcut parte dintr-o multinațională, suntem o companie antreprenorială românească și am fost nevoiți să dezvoltăm noi propriul sistem de business. Tot ce înseamnă procesele, procedurile, softurile cu care lucrăm, cum ținem evidența datelor, cum urmărim progresul și... Acum, un test pentru noi va fi dezvoltarea la nivel național, pentru că aici, pe Cluj, a fost ușor. Noi oricum am vândut utilaje în toată țara, dar n-am avut sucursală în București, n-am avut sucursală în Iași sau în Timișoara. De aceea, un test pentru sistemul nostru va fi gestionarea și sistemele informatice necesare pentru ca să putem lucra, să gestionăm stocurile de piese, de atașamente, de utilaje, toată partea asta digitală. Iar după ce facem testul ăsta, ne dorim să ieșim internațional. O țară la care ne gândim este Ucraina, cu foarte mult potențial și au nevoie de utilaje, de tehnologie pentru ca să crească la următorul nivel. Și de asemenea, ne uităm la țările din Europa Centrală și de Est. Ne gândim la Serbia, Bulgaria, Ungaria pentru perioada următoare. Asta, să zicem, va fi în 3-5 ani, iar după aceea, peste 10 ani și plus, ne dorim să mergem și în țări mult mai dezvoltate. Însă tot timpul ne gândim care sunt serviciile și produsele cu care poate putem să ieșim internațional, chiar dacă nu avem neapărat stocuri foarte mari într-o altă țară. De aceea, după ce vom dezvolta platforma de piese, să zicem, sau platforma de atașamente, va fi destul de ușor, să zicem, să internaționalizăm, să avem o altă limbă și cu un mic birou într-o anumită țară am putea să desfășurăm operațiunile fiind coordonate de aici, din România. Practic, industria utilajelor este o industrie care a rămas un pic în urmă la partea de digitalizare și cu ajutorul digitalizării putem să inovăm foarte mult. Vorbim numai, de exemplu, despre compatibilitatea pieselor pe un utilaj. Vrem să dezvoltăm o aplicație ca tu să poți să-ți pui acolo datele utilajului tău și direct să ai toate piesele compatibile pe care poți să le achiziționezi la un click distanță. În industria auto, lucrurile astea sunt dezvoltate. În industria de utilaje, nu sunt dezvoltate și producătorii cumva așa încearcă să-și susțină dealerii, e cumva inclusivitate, un singur importator, un dealer vinde și utilajele și piesele și în felul ăsta mențin business-ul la un nivel ridicat. Dar cred că e timpul să liberalizăm asta, să poți ca și client din Uniunea Europeană să-ți cumperi piese de oriunde și să poți să ai servicii care de care să beneficiezi prin cetățean al Uniunii Europene sau un business la nivel european, să nu mai gândim doar la nivel de regiune sau de țară. Și în partea asta de inovare, digitalizare, cred că o să putem ajuta și să venim cu niște soluții care să putem ieși și internațional. Mai avem un serviciu de licitații de utilaje pe care îl dezvoltăm, licitația Colossus. Am început să dezvoltăm chiar înainte de pandemie, apoi a venit pandemia și cumva a trebuit să regândim modelul de business și îl vom dezvolta în continuare, care din nou e foarte mare nevoie și pentru țările din jur. Și aici credem că vom avea potențial să ieșim cu mai multe produse și servicii în țările din jur. Și pentru că am ajuns și la finalul ediției de azi, Ruben, iată, nu ne-am fi așteptat, nici noi nu ne-am dat seama când a trecut atât de repede timpul. O să te rog să ne spui, în cadrul rubricii noastre My Way Forward, care au fost cele mai importante lecții pe care tu le-ai învățat din episodul pandemic, atât pe plan profesional, dar și pe plan personal. Wow, da, e un moment bun să ne gândim la lecțiile din pandemie. Pentru mine, prima conștientizare, cea mai dură, a fost că ceea ce nu te omoară te face mai puternic și se aplică inclusiv în business. De asemenea, orice oportunitate este, orice criză e de fapt o oportunitate foarte bună de a deveni mai puternic. Am conștientizat că nu există creștere și dezvoltare în afara zonei de confort. Criza este cel mai bun context, este un context inevitabil care ne obligă să inovăm, să ne reinventăm pentru a supraviețui. Am învățat să fiu mai flexibil pe termen scurt, dar de asemenea să fiu consecvent cu viziunea și valorile pe termen lung. Am învățat că în business am de ales între câștig pe termen scurt și câștig pe termen lung. Am învățat să fiu mai detașat, am învățat că sunt doar un administrator, nu un proprietar al afacerilor pe care le dezvolt.
am învățat ce mult contează reputația și numele bun în business atunci când apare o criză și afacerile înseamnă în final relații de la om la om. Iar aici cred că integritatea este o componentă esențială în construirea relațiilor de succes în afaceri. Pentru a dezvolta o afacere, cu oricine mai întâi este nevoie de încredere. Integritatea face încrederea posibilă în contextul actual, în continuă schimbare în care ne aflăm și ce persoană devii e mult mai important decât ce business faci. De aceea e important să ne punem întrebări tot timpul și să ne gândim ce vrem să lăsăm în urma noastră, de ce facem ceea ce facem, pentru ce vrem să fim recunoscuți și cum ne vom măsura succesul cumva la final. Să aveți o săptămână cu mult spor! La revedere! La revedere!